Pe 30 ianuarie 2024 a fost făcut anunțul, pe X, fostul Twitter. Primul om a primit un implant de la Neuralink ieri și se recuperează bine. Rezultatele inițiale arată o detectare promițătoare a vârfurilor de neuron. Anunțul către comunitatea științifică provine de la exoticul inginer miliardar Elon Musk, la o zi după ce chipul a fost implantat. Neuralink, compania sa specializată în aplicații neurologice, a bifat în premieră succesul. Implantul în creier al unui chip, numit Telepathy, permite controlul telefonului sau al computerului și prin intermediul acestora, al aproape oricărui dispozitiv, doar prin gândire, a continuat Elon Musk. Gata cu tastarea, gata cu glisarea, doar interacțiune pură bazată pe mental. Da, gândurile tale vor pune în mișcare viața digitală. Cum? Tehnic vorbind, neuronii vor fi detectați în vederea manipulării și controlului, folosindu-se metode tehnologice ultra-performante, greu de explicat și înțeles pentru omul obișnuit. Desigur, acesta reprezintă un pas uriaș. Destinația declarată a acestor implanturi îi vizează pe cei care, în urma unor accidente sau cu boli neurodegenerative, și-au pierdut abilitatea neuronală de a-și folosi membrele. Imaginați-vă ce ar fi însemnat pentru marele fizician Stephen Hawking, decedat nu cu mulți ani în urmă, o astfel de abilitate de a comunica sau chiar de a avea o viață relativ normală. Entuziasmul afișat de excentricul miliardar ar trebui totuși privit cu mai multă circumspecție. Până la urmă este vorba de primele testări pe oameni. Până la implementarea în serie a dispozitivelor, vor mai trece probabil ani și aceasta numai dacă rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor. The Guardian amintește de lungul istoric al promisiunilor foarte îndrăznețe ale lui Musk, puține dintre ele totuși și-au atins la timp și pe deplin obiectivele. În 2016, el a spus că firma sa de rachete SpaceX va zbura spre Marte în 2018. Încă nu a făcut-o. Tot atunci, el a prezis că va fi posibil ca mașinile sale electrice să conducă în mod autonom de la New York la Los Angeles. Ținta a fost ratată. În 2017, Musk a sugerat că primul produs al Neuralink va fi pe piață în aproximativ 4 ani, reamintește The Guardian. Cu toate acestea, vestea de marți a fost o etapă semnificativă în atingerea acestui obiectiv, a declarat Anne Van Hoestenberghe, profesor de dispozitive medicale implantabile active la King's College din Londra. Intervenția chirurgicală anunțată nu este o surpriză. În septembrie, Administrația Americană pentru Alimente și Medicamente, FDA, acordase companiei Neuralink autorizația de a efectua primul test al implantului său pe oameni. Dar, între timp, și-au tot făcut apariția vești îngrijorătoare cu privire la aspecte legale și morale. Conform agenției Reuters, Neuralink a fost amendată pentru încălcarea regulilor privind circulația materialelor periculoase, fără să precizeze despre ce este vorba. Apoi, din punct de vedere etic, documentele eliberate de la Universitatea din Davis, California, care a colaborat cu Neuralink la teste timp de 3 ani, din 2017 până în 2020, arată că mai bine de 1500 de animale, în special maimuțe macac, au fost operate de mai multe ori pe creier, după care au fost eutanasiate. În această perioadă au trecut prin suferințe extreme, cu amputări de membre și intervenții în viu. Dar aspectele morale sunt mai profunde decât atât și sunt cele care atrag în mod special atenția. Comitetul Medical pentru Medicină Responsabilă a declarat că intențiile adevărate ale lui Musk pentru Neuralink sunt în mod alarmant de clare. El a spus în mod repetat că obiectivul companiei este de a realiza o simbioză cu inteligența artificială, ceea ce nu este neapărat în concordanță cu dezvoltarea de tratamente pentru pacienți. Care să fie adevărul? Cei paralizați întrezăresc minunea și exultă, vor fi liberi din nou. Și în mod justificat este o speranță de viață normală. Circumspecții spun, dezastru, e doar forma avansată de control cibernetic a maselor. Și au motive reale de îngrijorare. Cei cu implant vor fi vulnerabili la orice atac cibernetic și vor fi dependenți de un sistem de coordonare destul de opac.
Pe de altă parte, multe persoane religioase văd aici referința biblică fidelă a implantării pe frunte și eventual pe mâna dreaptă a semnului fiarei, misteriosul 666. Deși argumentele biblice merg în altă direcție, vorbind de o alegere conștientă și rațională a unei închinări false, ce se va întâmpla dacă prin intermediul implantului oamenii vor alege ca voința, rațiunea și conștiința lor să fie predate în mâna unui păpușar lipsit de etică? Atunci, asta chiar este o problemă. Tu ce opinie ai? Opinia Production îți arată top 7 lucruri din Biblie despre adevărata libertate.